Doamnelor și domnilor, bună seara! Începând de azi, anunțăm lansarea programelor de dezbateri cu genericul candidat. Emisiuni sau dezbateri care vor fi moderate de către mine, Liviu Moraru, în limba română și de către colega mea, Lilia Burakovski, în limba rusă. Programele de dezbateri care vor începe în limba rusă decât de mâine, 1 februarie. În cadrul acestor programe, pentru fiecare din dumneavoastră, dragi telespectatori, este un prilej de a vă cunoaște acel candidat care probabil o să-l votați în ziua de 24 februarie, zi a alegerilor. Așadar, în raport cu buchea legii, cu regulamentul Consiliului Audiovizualului, postul nostru de televiziune, TVC21, își va organiza zi de zi dezbatere electorale sub același generic, la 18:30, pe toată perioada campaniei electorale, cu candidați din circumscripțiile uninominale din municipiul Chișinău. Deci, invitații noștri în această seară sunt candidați ai circumscripției sau de pe circumscripția 32. Potrivit sau în raport a actului de tragere la sorți care l-am și făcut de comun cu invitații noștri astăzi, voi da citire sau voi da nume invitaților, așa. În stânga mea este domnul Mihai Popșoi, candidat pe circumscripția 32 al blocului Acum, platforma DA și PAS. Și în dreapta mea este doamna Nina Costiuc, candidată PDM. Bună seara și să fie o dezbatere constructivă și pe înțelesul telespectatorilor mai ales. Bună seara, așa o să fie. Să sperăm. Pentru că regulamentul dezbaterilor noastre nu este unul nou sub soare, fiecare din dumneavoastră are câte 10 minute, dar și tind să și menționez în cadrul acestei emisiuni de dezbatere a mai fost și invitat un candidat pe această circumscripție și este vorba despre doamna Svetlana Popa, candidat PSRM. În contextul în care se va apropia, va tinde a lua parte la discuții, caz în care nu va veni, adică timpul este irecuperabil. Revenind la regulamentul nostru, fiecare din domniile dumneavoastră au câte 10 minute așa, de mesaj și anume 4 runde de lucru. În prima rundă aveți fiecare dintre dumneavoastră câte 3 minute, ce ar include prezentarea dumneavoastră agendei politice și acele argumente care ar justifica și legitima, mai bine zis, necesitatea de vot a dumneavoastră sau fie a dumneavoastră. Alte 3 minute le avem pentru întrebări reciproce date unui altuia, așa, 3 minute în discuții cu moderatorul, adică eu voi adresa întrebări domniilor dumneavoastră și un singur minut la finalul emisiunii, un mesaj pentru alegători. Am izul siguranței că regulamentul sau aceste puține reguli sunt cunoscute și dacă da, procedem la treabă și dăm startul activității noastre de dezbatere. Revenind la ordinea vorbitorilor și în raport de cea tragere la sorți, domnul Mihai Popșoi, candidat acum platforma DA și PAS, este primul vorbitor. 3 minute, până la 3 minute, dumneavoastră sunteți liberi să alegeți a comunica fie 3 minute, fie 2 minute în prima rundă, ca ulterior să compensați sau iarăși de la sine. E o tehnică de dezbatere cunoscută de fapt de fiecare din dumneavoastră. Domnule Popșoi, prezentați-vă. De ce ați ales să fiți deputat pe circumscripția 32? Și interesant ar fi, mai ales și pentru telespectatori, de ce și ce face diferența dintre dumneavoastră și ceilalți concurenți la această circumscripție? Da. Mă bucur să mă aflu aici. Sunt onorat să fiu reprezentantul blocului electoral acum în circumscripția 32. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Mihai Popșoi, am 32 de ani, sunt căsătorit, am un băiețel de 5 ani pe nume Ionel. Am activat mai mulți ani în secția politico-economică a ambasadei americane la Chișinău, în vremurile de glorie a relațiilor Republicii Moldova cu partenerii externi din 2010 până în 2014, când Moldova a fost vizitată de Joe Biden, John Kerry, John McCain. Înainte de asta am lucrat o perioadă mai scurtă la centrul NATO din Republica Moldova. Ulterior, eu fiind responsabil de relațiile cu Parlamentul și partidele politice în cadrul ambasadei americane,
Fiind prezent de multe ori la ședințele Parlamentului, simțeam nevoia să-mi consolidez cunoștințele în domeniul științelor economice și financiare. Am urmat un masterat în politici publice europene la Universitatea din Budapesta și din Marea Britanie, din York, iar acum îmi finalizez studiile de doctorat la Universitatea din Milano, studii politice. Și sunt convins că această experiență, atât cea academică, cât și cea practică, profesională, mă va ajuta foarte mult să lucrez în interesul cetățenilor din circumscripția 32, astfel încât să contribui la ridicarea nivelului de trai în aceste localități, toate 13 comune și 24 de localități. Eu personal vin din Vadul Livod, acolo am crescut, acolo îmi trăiesc părinții. De aceea, aceste suburbii îmi sunt foarte dragi. Ele ar putea fi cu adevărat o centură de aur a Chișinăului. Însă, din păcate, pentru că aceste localități să strălucească cu adevărat, ele trebuie conectate la infrastructura urbii, la infrastructura orașului. Însă, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Ori chiar acum vin din Colonița și este un drum pur și simplu oribil ce conectează localitatea Colonița de Chișinău. Același lucru este o porțiune de drum dintre Budești și Togatin, drumul regional spre Vadul Livodă. Deci, acum primăvara, toată țara este un mare covor de gropi, din păcate. Partidul Democrat a cheltuit banii, ținem minte, pe covoare de flori, însă țara rămâne un mare și imens covor de gropi, din păcate. Noi vrem să contribuim, să schimbăm lucrurile, să facem ca infrastructura să fie mai calitativă, atât cea rutieră, cât și apa, canalizare, eliminarea deșeurilor din localități. Avem mai puțin de jumate de minute din prima rundă, decideți dacă mergem mai departe. Da, vreau să comunic încă o dată cetățenilor că sunt onorat să candidez și voi fi onorat să-i reprezint. Vă mulțumim cu intervenție și ulterioare, probabil, și pe agenda dumneavoastră. Doamna Costiuc, în principiu aceeași întrebare, ce motivează candidarea dumneavoastră pe această circumscripție? Undeva ce face diferența dintre dumneavoastră și ceilalți candidați, pentru că aveți și în spate o activitate politică realizată? Da, mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație. Vreau să mă prezint, cei care nu mă cunosc, sunt Nina Costiuc, primarul de Budești, m-am născut în Budești și cu excepția cât am fost la învățătură, am trăit și voi muri în Budești, fiindcă Budeștiul este un loc drag sufletului meu și toată viața mi-am dăruit-o să slujesc oamenilor și să lăs ceva în urmă. Am depus foarte mult suflet împreună cu oamenii, împreună cu echipa, cu consilierii care au fost pe parcursul la 24 de ani consecutiv alături de mine și am schimbat fața Budeștiului, am ținut să investesc în credință, în educație, în cultură și în infrastructură. Ceea ce am reușit să fac se putea să se reușească și în toată țara. De ce nu? De ce este această zădărnicie? Trebuie să ne dăm întrebarea și cred eu că depinde de fiecare din noi, de fiecare om, fiindcă fiecare din noi poate ca să schimbe locul de ședere, să-l facă frumos, să-l facă confortabil, să nu fie indiferent și să se implice. Mi-aș dori foarte mult și eu cred că municipiul Chișinău, suburbiile din municipiul Chișinău, nu că pot, dar ele și sunt cele mai importante puncte de dezvoltare a Chișinăului. Forțele de muncă, de fapt, totdeauna au fost folosite pentru Chișinău și datoria, deci, Chișinăului față de suburbii este la fel de necesară și de cunoscută. M-am implicat în această cursă electorală, fiindcă cine dacă nu eu? Eu cred că am puterea, am experiența,
de a fi alături de primarii din suburbii și de a mă implica ca proiectele care sunt începute să fie dezvoltate și să schimbăm calitatea vieții din suburbii. Vă mulțumesc frumos pentru că avem în paralelă cam aproape jumate de minut conservate care le puteți folosi în rundele ulterioare. În runda 2 vom tinde a aprecia și a fi martori acelor întrebări pe care vă interesează în reciprocitate unul către celălalt, pornind de la faptul că avem 3 minute rezervate pentru fiecare prezent aici la noi la emisiune, 3 minute pentru întrebare, întrebări, dar și implică și răspunsul. Deci, este și componenta de moderare și implicare când lași să mai comunice sau mai dai o întrebare, lucru iarăși cert. Și pornind la lucru, la treabă mai departe, în această rundă, potrivit iarăși ordinii, domnul Mihai Popșoi, candidat Bloc Acum, platforma Da și PAS, aveți cuvântul. Cu siguranță am întrebări pentru doamna Costiuc, dar aveam multe întrebări și pe doamna Popa și e păcat că a doua dezbatere la rând, domnule, ei nu ne onorează cu prezența și deja eu personal încep să-mi pun anumite întrebări. Sperăm să fie prezentă poate la următoarea dezbatere, pentru că nu-i așa de bine unui candidat a unui partid care se pretinde atât de mare și puternic să fugă de oponenții săi într-o dezbatere electorală care... Îmi păstrez poziția arbitrară, dar vă epuizați din timpul dumneavoastră, da, pe care îl puteți folosi, da, în sensul concurentului prezent. Da, cu siguranță. Aș dori să acord o întrebare doamnei Costiuc. Domnie a spus doar acum numai ce o motivează să candideze. În acest context aș vrea să vă întreb, dumneavoastră ați fost prezent pe 23 noiembrie 2018 la ședința Curții de Conturi a Republicii Moldova și acolo a fost un raport comprehensiv pe anul 2017 unde auditorii au spus următoarele. Pe anul 2017 Comuna Budești, auditorii au identificat denaturări semnificative aferente mijloacelor fixe cu 24 milioane de lei, uzurii diminuate cu 11 milioane de lei și subevaluarea terenurilor, atenție, cu 66 de milioane de lei. Dacă ați putea să explicați de ce se întâmplă aceste denaturări care contribuie la diminuarea potențialului fiscal a comunității noastre. În același timp, cunoaștem foarte mulți primari care au probleme similare, le s-au intentat dosare penale de către Partidul Democrat. Dacă nu, cumva, vi s-a deschis și dumneavoastră dosar penal și ați fost cumva impusă de către Partidul Democrat să faceți anumite lucruri pe care poate dumneavoastră nu ați fi dorit să le faceți de bunăvoie. Eu vă stimez, fiindcă, de fapt, stimez tinerii care se luptă pentru adevăr, sunt foarte, deci, înflăcărați și cred că asta este și normal. Dar ceea ce dumneavoastră mi-aduceți aici nu ține de dosar penal și aceste denaturări sunt, de fapt, în toate primăriile, mai întâi ca să iei la evidenție casele oamenilor care sunt construite și nu date în exploatare, ține de fiecare persoană în parte și nu sunt eu omul acela care simt să bat la casele, la partea oamenilor și spun, vă rog, sunteți obligat ca să dați casa în exploatare. Cu atâta greu omul își construiește o casă și, de fapt, casa mare niciodată nu-i dată în exploatare. Având mai puțin de jumătate de minute, rezolvați. Deci nu ține de dosare penale, ține de aceea că și evidența cadastrală și măsurările de terenuri publice costă bani și eu sper că se vor găsi în cel mai apropiat timp bani la guvern ca să se dea pentru toate primăriile să facă măsurările pentru a lua la evidență Vă mulțumim mult, doamnă Costiuc, că timpul s-a epuizat pentru și răspuns la întrebarea domnului Popșoi. În aceeași manieră, în aceeași ordine, în același format, aveți spațiu 3 minute pentru a comunica prin întrebare cu concurentul la circumscripția 32, domnul Mihai Popșoi.
Vă rog mult, doamnă Călare. Mihai, eu n-am venit cu deci dosare, dosărașe, fiindcă te stimez foarte mult și în genere te-aș sfătui ca să nu faci lucrul ăsta, fiindcă este foarte periculos în istorie și dumneavoastră cunoașteți foarte bine că am trecut runde când cu dosărașe de astea sau răscoleala asta în gospodăria unui om, nu faci față, au fost duși oameni în Siberia, pe nedrept, de aceea eu te întreb, cum te simți tu alături de șefii tăi care nu primesc salarii și nu plătesc cel puțin impozitul pe venit? Eu cred că nu este normal și ceea ce tu mi-ai pregătit să mă întrebi, cum îi întrebi tu pe ei? Fiindcă ești alături, dar eu te văd nu alături de ei. Vă mulțumesc, dar răspunsul e foarte simplu și dumneavoastră, de la experiența dumneavoastră, trebuie să știți că dacă nu ai venituri în Republica Moldova, nu ai cum să plătești impozite. Păi, dar tu, dacă ții atât de mult la Republica Moldova, nu dumneavoastră, dar cei care ești în pas cu ei, ar trebui să... V-ați epuizat timpul pentru această rundă, vă rog, domn Popșoi, adică să desfășurați un raport la întrebarea care vi s-a dat. Da, aceste atacuri din partea PD-ului vis-a-vis, în special, Maia Sandu, dar și Andrei Năstase, precum că ei nu ar avea venit, nu știu din ce trăiesc. Maia Sandu, când a venit în politică, în declarația de avere, avea $150,000, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și asta dumneavoastră a spus-o în repetate rânduri. Așa tineră? Acum? Și 150.000. Da, dumneavoastră a lucrat la Banca Mondială, dacă vă aduceți aminte, avea salariul de $10,000, dumneavoastră a remasterat la Harvard, dumneavoastră este un specialist de calificare internațională. Și a făcut banii la muncind cinstit profesionist la Banca Mondială, a venit cu acei bani în Republica Moldova pentru a nu fi susceptibilă la corupție, avea confort financiar, acum are în conturi din declarația de avere, dacă nu greșesc, vreo 30-40 de mii de dolari. Deci în ultimii ani a cheltuit peste 100 de mii de dolari și de cei bani a trăit. Banii fiind făcuți în străinătate, dacă avea venituri în Republica Moldova, le-a achitat cu siguranță, nu aveți dumneavoastră nicio grijă. Mult mai multe venituri ar fi achitat decât achită cei care au furat miliardul, Șor, Plahotniuc și alții. Legat de venituri și de achitarea acestora, e bine să o întrebați și pe domnul Candu, care de când a venit în politică, lui veniturile i-au crescut. Mai Sandu, după cum v-am explicat acum, i-au scăzut veniturile. La domnului Candu, veniturile cresc exponențial. Același lucru despre domnul Șor, despre domnul Plahotniuc. De aceea, e bine că dumneavoastră puneți asemenea întrebări, dar ar fi bine să le puneți și colegilor dumneavoastră, domnul Plahotniu, Candu și partenerului politic. Crezi că este adevărat să vii în politic să faci bani? În primul rând, dumneavoastră v-ați epuizat timpul, într-a doilea rând, în politică, exact, nu vii să faci bani și același aveți lucru... De jumătate de minut, exact această remarcă i-a spus-o doamna Sandu domnului Candu în septembrie anul trecut, când a avut dezbateri la TVM și de atunci domnul Candu nu a mai avut curajul să iasă în dezbatere cu doamna Sandu, nemai vorbind de domnul Plahotniuc, care nu a ieșit în dezbatere niciodată. Nici într-o conferință măcar nu a ieșit. Vă mulțumesc frumos pentru mesajul adus la întrebările și natura întrebărilor care a fost date. Trecând mai departe, venind și rândul meu într-o a comunica direct cu voi prin întrebări, domnule Mihai Popișoi, candidat acum platforma Da și Pas. Pentru că la dezbaterile anterioare la care ați participat, la una din dezbaterile anterioare, dezbateri electorale, așa, ați venit cu un mesaj de critică, dacă îl putem numi, vis-a-vis de traseismul politic a doamnei Costiuc. Și am să tind a merge anume cu această întrebare inițial. Ce credeți și cum interpretați atunci traseismul politic în rândul domnului Oazu Nantoi? Cred că e bine să-l întrebați pe dumnealui. Dumnealui este politician cu experiență, la fel cum este și doamna Costiuc, doar că domnul Nantoi nu este contracandidatul meu. Contracandidatul meu este doamna Nina Costiuc și dumneaei are o bogată faptul experiență politică. Faptul că faceți echipă, adică și modul cum tratați acest traseism și în cadrul candidaților care sunt în echipa blocului acum. Deci domnul Nantoi de fiecare dată a fost primul care a plecat din acele partide care aveau probleme. Din păcate, doamna Costiuc a ales să vină în partide când acestea deja aveau mari probleme.
La PCRM ați aderat când deja PCRM-ul era pe ducă, la PD ați aderat acum când PD-ul nu are tocmai o reputație foarte bună, de la PLDM ați plecat imediat ce a fost arestat Filat, nici nu a fost condamnat măcar, dar dumneavoastră imediat ați plecat, dar asta vă privește. E la discreția cetățenilor să judece dacă aceasta este o problemă sau nu. Cel puțin dumneavoastră ați avut curajul și deschiderea, dacă putem spune așa, onestitatea de a recunoaște data trecută că nu vă țineți nici de PD tare mult și dacă veți avea ocazia, veți pleca și de la PD. În contextul mesajului, chiar și dacă o provocați, dumneavoastră nu poate să răspund acum, pentru că este și runda mea și mă impun eu. Ținând cont că aveți mai puțin de 2 minute, voi tinde să mai și adresez o întrebare dumneavoastră. Prin martie 2018, domnul Popșoi, ați venit cu o reacție negativă la propunerea de a renunța la serviciul militar obligator. Așa este, așa a fost. Și ați venit cu un mesaj în rețelele de socializare. Tot aici ați venit cu o replică, așa, și am să-mi permit să și citez, decât să creștem capacitatea de apărare și să îmbunătățim condițiile pentru militari, mai bine să abrogăm serviciul militar, care de facto, de mult, nu mai este obligatoriu pentru toți. La sigur că recunoașteți acest mesaj, care a fost subscris de dumneavoastră. Întrebare atunci, da. Blocul acum, dacă am putea să vorbim în asemenea formulare, la accederea în Parlament, de fapt, cum tinde a imuniza securitatea geopolitică a țării, diminuând efectul Transnistriei și în acest context a unei țări fără o armată? Păi, cum, profesionistă, cum se și indica atunci în 2018, martie. Marea problemă a Republicii Moldova este incapacitatea financiară. Domnul Plahotniuc, când a venit cu această găselniță, despre care după aceea n-am mai vorbit, a spus că în armată soldații nu au ce mânca și haideți să trecem la armata profesionistă. Orice expert în domeniul securității vă va spune că armata profesionistă este cel puțin 10 ori mai scumpă decât modelul de armată care la statele mai sărace. Da, o armată profesionistă este o armată bazată pe contract sau o armată bazată pe liberul arbitru? Pe contract, sigur, pe contract. Asta și e marea problemă. Noi nu avem capacitățile financiare să oferim un salariu competitiv soldaților noștri, deși noi ne-am dorit foarte mult. Eu personal, activând, începându-mi cariera în centrul NATO din Republica Moldova, știu foarte bine cât le este de greu soldaților din armata națională și cu siguranță noi ne-am dorit să avem o armată profesionistă. Însă realitățile financiare sunt acele pe care le avem. Însă eu sunt sigur că grație parteneriatelor noastre externe, atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite, noi vom avea capacitatea să fortificăm capacitatea de apărare a Republicii Moldova, astfel încât să creștem capacitatea de apărare, pentru că astăzi armata națională, după capacitatea sa, este inferioară inclusiv armate din Transnistria. Nemai vorbind de Federația Rusă, care vedem bună oară a anexat o parte din Ucraina, a avut o intervenție în Georgia în 2008. De aceea, pentru noi... Formulare de încheiere pentru mai puțin de 30 secunde. Pentru noi, armata profesionistă este o perspectivă de dezvoltare a Republicii Moldova, însă trebuie să dezvoltăm economia ca să putem să asigurăm salarii, infrastructură în armată, echipament militar. Pentru asta trebuie să creștem economia, trebuie să aducem investiții, trebuie să descătușăm justiția. Ori toate acestea noi le avem în programul nostru electoral. Domnul Mihai Popșoi, vă mulțumim pentru răspuns la întrebările date mai sus. Revin la dumneavoastră, doamnă Nina Costu, candidat PDM. Și am să nu merg departe, am să fac trimitere iarăși la anumite expuneri, la dezbaterile la care ați participat și la care nu ați trimis un reprezentant sau care nu, până la urmă ați fost și ați omis opțiunea de nu a fi. Deci, pentru că deja ați adus acest mesaj și citesc că nu trebuie să fii fanatic și să te ții de partid în raport de acele replici care le-a adus contracandidatul dumneavoastră la traseism. Întrebarea era ce înseamnă un fanatism politic, ceea ce nu-l apropiați identității dumneavoastră? Vreau să vă spun că ar fi foarte regretabil dacă cei ce a început Partidul Democrat, toate reformele și proiectele nu vor fi prelungite. Aș regreta foarte mult dacă Partidul Democrat nu ar avea posibilitatea asta că el și-a asumat, de fapt, responsabilitatea de dezvoltare a țării. Și
în Parlamentul Republicii Moldova, atâtea show-uri politice am avut până acum, atâtea alianțe și atâtea neînțelegeri, că oamenii ca atare foarte mult s-au dezamăgit. S-au dezamăgit și de aceea acum este foarte greu ca să câștigi încrederea oamenilor în partide. Eu aș spune că nu că în caz de atunci îmi pare că Republica Moldova ar fi încă și mai adânc într-o criză politică, economică și socială. Vreau ca să, totuși cu optimism să cred că oamenii vor susține echipa Partidului Democrat, oamenii din circumscripțiile care sunt uninominale, fiindcă totuși pot să facă o deosebire între candidații care sunt și să facă o alegere corectă. Fanatismul este acel când din istorie știm la ce a dus, la războaie, și nu mi-aș dori ca noi am trecut războiul din 92. Este foarte regretabil că oamenii care au suferit, care sunt invalizi, care familiile care și-au pierdut oamenii în timpul războiului. Revenind da. Mai aproape, revenind la scrutinul nostru, ținând cont că da, s-a început campania electorală, pe lângă fanatismul la care ați dat și o definiție și la care ați comunicat că nu sunteți un adept și un susținător, ați mai tot comunicat că nu este neapărat să te ții de partide. Și întrebarea ar veni în foarte simplă replică. Ce vă ține de Partidul Democrat? Acum? Vă ține de Partidul Democrat speranța că țara va avea stabilitate și că vom putea să dezvoltăm țara pentru oameni, pentru viitorul acestei țări și că vom avea speranța că totuși Republica Moldova va avea o imagine pozitivă și în plan internațional, dar și va avea o altă calitate a vieții. Pentru că și ecranele ne se afișează că aveți mai puțin de un minut. Vorbind la general despre ambițiile politice și soluțiile aduse pentru cetățenii Republicii Moldova, îngustând, de fapt, care este miza la acest scrutin pentru circumscripția 32, acolo unde sunt și sunteți candidat și acolo unde potențial alegătorul va veni să-și exercite dreptul. Deci, speranța care este mea? Miza principală pentru această circumscripție? Eu cred că trebuie să alegem oameni care pot, că cunosc situația și economică și socială, dar și infrastructură, dezvoltarea acestor localități, oamenii care pot ca să unească forțele, să fie lângă primari și să găsească o conlucrare foarte apropiată administrației publice locale cu cea centrală. Avem foarte mult de lucru și în procesul de descentralizare, atât administrativă cât și fiscală și financiară. Avem nevoie de fapte concrete, agenții de chiar de dezvoltare regională care nu au are Chișinăul. Avem și avem de 15 secunde din această. Eu cred că împreună cu administrația publică locală și cea centrală, noi vom putea ca să schimbăm situația și calitatea vieții spre bine în suburbiile din circumscripția 32 și nu numai. Vă mulțumim frumos, stimați candidați, pentru această rundă. Aș ruga și colegii să ne comunice timpul rămas pentru ambii prezenți candidați așa, pentru ultima rundă. Ultima rundă fiind acel minut oferit ca posibilitate dumneavoastră să veniți cu un mesaj pentru alegători. Vă mulțumesc și colegii paralel îmi comunică și în cască. Domnul Popșoi are 1 minut și 3 secunde, dacă nu fac și greș, dar vom avea și afișat. Doamna Costiuc, aveți un exact minut. Potrivit ordinii, așa, domn Popșoi, 1 minut, alegătorii în față, telespectatorii vă privesc.
Da, stimați telespectatori, doamna Costiuc are dreptate, cetățenii sunt dezamăgiți de partide. Însă cum să nu fie cei cetățeni dezamăgiți de partide când unii politicieni ca doamna Costiuc schimbă partidele ca mănușile? 6 mandate cu 6 partide diferite. Evident că cetățenii nu mai au încredere când este o asemenea perendare. Eu sunt membru Partidului Acțiune și Solidaritate, sunt vicepreședinte acestui partid, m-am implicat pentru că am încredere în această echipă, am încredere în echipa blocului electoral acum, împreună vrem să învingem pentru dreptate, pentru o viață mai bună, pentru toți cetățenii din suburbii și din întreaga țară. Pentru cetățenii noștri merită o viață mult mai bună în secolul 21, merită să meargă pe drumuri bune, și nu pe drumuri pline de gropi, merită să aibă grădiniți calitative, merită să aibă servicii medicale și educaționale calitative. Cetățenii merită să trăiască în condiții europene, pentru că noi suntem chiar aici la hotarul Uniunii Europene. Partidul Acțiune și Solidaritate își propune ca în cel puțin 4 ani să pregătim Republica Moldova pentru a putea depune cererea de aderare la Uniunea Europeană și mai mult ca această cerere să fie acceptată. Domn Popșoi, vă mulțumim frumos. Un minut expirat. Doamna Costiuc, stimați, același format. Stimați concetățeni, eu vreau să vă spun că faptele vorbesc de la sine. Activitatea mea în localitatea Budești și în genere este cunoscută. Nu pun accentul pe ceea ce a spus domnul Mihai. Nu contează partidele, contează calitatea oamenilor care sunt între aceste partide și ei sunt, de fapt, dacă pretind ca să-și asume responsabilitatea să conducă această țară, atunci trebuie să se lese de ambiții care sunt contravin intereselor oamenilor și să hotărască problemele societății, unească forțele pentru Republica Moldova. Asta îmi doresc foarte mult și îndemn cetățenii aici ca să se doamnă Costiuc, vă mulțumim. Timpul dumneavoastră a expirat. Suntem în echidistanță, adică și egalitatea pentru toți. Am ajuns la finalul programului. Cu regret tindem încă o dată a articula faptul că celălalt contracandidat al domniilor dumneavoastră, doamna Svetlana Popa, candidat PSRM, nu a izbutit sau nu a binevoit sau să fie prezent sau cel puțin, să ne înainteze un reprezentant. Noi vă mulțumim cu tot respectul și echidistanța față de dumneavoastră, cât și de ceilalți alți contracandidați. Tindem să vă urăm succes în campania electorală pe care o aveți, toate bune, și să aveți acel scor pe care dumneavoastră îl pretindeți că o să l și aveți. Și ca și un îndemn pentru cei candidați care au deschise platformele de a participa și a aduce mesajul telespectatorilor, fiți receptivi și veniți în fața cetățenilor, pentru că cetățeanul are nevoie să cunoască cine este și pe cine în 24 februarie va vota. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă urăm o seară frumoasă în continuare. Toate bune pe curând și tindem să specificăm să fiți alături de noi mâine, 1 februarie, 18:30, dezbateri electorale în limba rusă cu colega mea, Lilia Burakovski. Toate bune pe curând!